Pentru 30 de copii sărmani, părintele Radu Manuel, soția acestuia și câțiva voluntari sunt o familie. Vorbim despre copiii îngrijiți la centrul de zi Sfântul Stelian din Urlați. De 4 ani aici, copiii care provin din familii defavorizate mănâncă, își fac temele, primesc hăinuțe și se joacă. Centrul a fost înființat în fosta casă parohială pentru reducerea abandonului școlar. Cei mici se simt izolați la școală. Și noi doar încercăm doar să-i ajutăm să învețe, să depășească greutățile, să nu se mai simtă izolați în colectivitate, pentru că ei se simt izolați și în colectivitățile de copii, în clase, și ne-am încercat să le transmitem că nu sunt mai inferiori decât ceilalți, că ei trebuie să se simtă bine, trebuie să învețe, trebuie să progreseze, pentru că asta este șansa lor, și să gândească liber, să fie mai... liberi în exprimare, să ne expună tot ce îi supără, ce probleme au. Dacă îi priviți așa cum se joacă, se vede pe fața lor că sunt mult mai deschiși. Și sunt ca într-o familie aici. Da, păi așa și suntem, noi suntem o familie aici. În funcție de cum învață la școală, cei mici vin în schimburi la centrul Sfântul Stelian. Noi am găsit pe cei de după amiază. Imediat ce au coborât din microbuzul școlar, s-au așezat la masă, nu înainte însă de a spune rugăciunea. Apoi, după o bine meritată pauză de joacă, cei mici își fac temele. E, mama, mea. Cine scrie aici? Scrie. De mână, da. Nana, e, mama. Mami, că o să nu pot. Ba, poți, uite așa. E, mama. Cum ți se pare aici? Foarte frumos. De ce? Pentru că aici avem cu cine să ne jucăm, sunt mai mulți copii, avem leagăne acolo, leagănul de mine este departe. Noi putem doar la o grădință să ne ducem să ne dăm în tobogane și leagăne. Și aici aveți de toate? Da. Și doamna Cotaica părintele se poate foarte frumos cu noi. Așa. Domnul ne ajută mai mult la teme, se joacă cu noi. Acasă părinții sunt mai mult cu treaba și nu prea poate. Și părintele? Și el. Se joacă fă doar cu noi. Da? Da. Doamna se desenează cu noi, ne ajută. Ce faci aici? Mă joc. Așa? Faci și teme? Da. Dar cât de frumos e la centru? Unde îți place mai mult, aici sau acasă? La centru. Acasă are cine să te ajute să faci temele? Da. Cine? Prețiorii tăi? Sunt mai mari? Da. Ție unde îți place mai mult, aici sau acasă? La centru. Scrie, colorăm, facem lucruri cu domnul deosebit, frumos. Am 11 ani și mă cheamă Vali. Și de când vii la centru? De 2 ani, cu ăsta. Dar ce faci aici? Ne jucăm. Așa? Face și lecții? Da. Acasă ai cu cine să faci lecții? Nu prea. De ce? Păi nu prea sunt copii pe hierba mulți să mă ajute. Nu, așa părinții sau cineva să te ajute acasă la lecții ai? Nu. Copiii care frecventează centrul Sfântul Stelian Urlați uită de problemele de acasă și, ce este cel mai important, au rezultate mai bune la școală. Copiii, într-adevăr, când vin, se simt frustrați, sunt închiși în ei, nu știu să socializeze. Chiar avem câțiva copii care au o privire tristă, o atitudine de puțin depresivă, tristă, abătuți, dar se deschid. Vedeți și noastră aici, ei sunt veseli, se joacă. Încercăm să le transmitem bucurie, să le transmitem afectivitate, că de asta au ei cel mai mult nevoie. Au și nevoie material, categoric, dar copiii au nevoie în general să se simtă stabil emoțional. Ei au nevoie de afectivitate, de dragostea celor din jur. Și asta încercăm să le transmitem. Cu ajutorul sponsorilor, centrul s-a dezvoltat foarte mult într-un timp scurt, însă are nevoie de o finanțare pentru a putea funcționa în continuare. În fiecare zi noi
cheltuim, adică nu suntem o societate comercială care să producă ceva. Singurul lucru pe care îl putem produce este educația și cred că este cea mai bună investiție a noastră, a românilor, în momentul de față. Ca și susținere în momentul de față, ne bucurăm foarte mult de susținerea din partea Consiliului Local, reprezentat de domnul primar Marian Măchițescu, care ne susține cheltuielile legate de întreținere. Dar pe lângă aceste cheltuieli mai sunt și cheltuielile legate de hrană, de rechizite, de îmbrăcăminte și alte multe lucruri pe care le consumă copiii. Oamenii de afaceri pot da o mână de ajutor. Fiind în această perioadă a sărbătorilor de Crăciun, aș face un apel sau o rugăminte către toate companiile sau agenții economici din zonă, care la sfârșit de an direcționează acei 20% din impozitul pe profit. Ne-am bucurat și ne-am simțit onorați dacă și dânsii și aceste companii sau aceste societăți comerciale ar pune umărul pentru a sprijini acești copii să-și continue studiile, să meargă la școală. Centrul Sfântul Stelian din cadrul Fundației Bucuria Ajutorului se găsește în Urlați pe strada Valea Crângului.